Descinderi ieri pe șantierul autostrăzii Moldovei în județul Buzău. Procurorii secției de urmărire penală din cadrul parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au făcut două percheziții domiciliare, atât în București cât și în județul Buzău, la sediul social și la punctele de lucru al firmei din Bulgaria, care lucrează pe lotul 2 al autostrăzii Ploiești-Buzău-Mizil-Pietroasele. Cercetările au la bază suspiciunea executării unor excavații ilegale. Conform unui comunicat al Ministerului Public, excavarea de pământ pentru lucrări din așa numitele gropi de împrumut s-ar fi făcut fără să existe în prealabil o licență de exploatare a solului de la Agenția Națională pentru Resurse Minerale și fără achitarea redevenței datorate statului român pentru cantitatea de pământ excavată. Procurorii Parchetului General spun că aceste excavări ilegale s-ar fi făcut din octombrie 2020 până în prezent, iar statul ar fi fost prejudiciat prin neplata redevenței cu 750.000 de lei. La locul perchezițiilor vor mai fi făcute cercetări împreună cu specialiști din cadrul Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, Administrației Naționale Apele Române, Gărzii Naționale de Mediu, precum și specialiști din cadrul Institutului Național de Criminalistică.